Mă bucur din toată inima că Dumnezeu ne dă harul ca și în această seară să ne putem întâlni din nou lângă cuvântul Domnului în rugăciune și în cântare. Doresc ca părtășia noastră să fie deplină, de aceea vă rog să contribuiți și voi la această părtășie, fiecare acolo unde sunteți. Și pentru că eu cred că sunteți de acord cu mine că tot ce suntem, suntem numai prin harul Domnului, haideți să cântăm despre această frumoasă cântare scrisă de fratele Nicolae Moldoveanu, care are cuvinte extraordinare și care vorbește foarte mult despre harul lui Dumnezeu. Cântăm împreună această cântare. În umblarea mea prin lume, prin ispitele haine, peste tot, Iisus, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează nenecetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Pe cărarea curăției și în lupta spre mai bine, să mă țin, nu pot, ci într-una, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează nenecetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. În lucrarea Ta prea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, cât e de puțină roadă, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează nenecetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Când aș vrea să ascult cuvântul, să împlinesc cum se cuvine, văd cum totul stă împotrivă, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează nenecetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Ore și când și în orice stare, Doamne, îndrăznesc la Tine. Și-n cădere și-n înălțare, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează nenecetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Amin? Și dacă împărtășiți același gând cu mine, că totul este numai harul Domnului, vă rog să vă ridicați în picioare și să cerem ca harul Domnului să ne fie înmulțit și în această seară și Domnul să binecuvinteze lucrarea care o facem în numele Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, vin să-ți mulțumesc din adâncul inimii mele, pentru că, într-adevăr, tot ceea ce suntem, tot ce avem este numai harul Tău. Îți mulțumim că dacă avem viață și dacă avem tot ce ne trebuie să o întreținem, este darul Tău, Doamne, este dragostea Ta pentru noi. Face parte din totalitatea binecuvântărilor Tale. Îți mulțumim că dacă avem mântuire, o avem numai datorită harului Tău, Doamne. Ai dat ce ai avut mai scump pentru noi, ai dat pe Fiul Tău să moară în locul nostru. Slăvit să-ți fie numele Tău, slăvit să fie harul
Tău. Și, Doamne, știi că și în această seară avem nevoie, chiar în această participare la cuvântul Tău, avem nevoie de harul Tău, avem nevoie de lumina Ta, avem nevoie de călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm, Doamne, dăruiește-le din plin după nevoie și pentru mine și pentru frații mei. Cercetează pe toți acei care ne ascultă în seara aceasta, pe fiecare după nevoie. Special te rog pentru cei care trec prin suferință, prin boală, prin dureri. Doamne, te rog, atinge-te de ei, vindecă-i și îmbărbătează-i Tu cu puterea Ta. Și pe toți ceilalți, Doamne, potrivit cu nevoia care o cunoști, poate dezamăgiri, descurajări, îngrijorări. Doamne, te rog pentru fiecare să ai un cuvânt și numele Tău să fie slăvit și cu această ocazie. Păzește-ne și de cel rău și rămâi cu noi. Amin. Vă rog să ocupați locurile și dați-mi voie, înainte de a intra în slujba din această seară, să facem câteva anunțuri. În primul rând, aș vrea să mulțumim Domnului pentru protecția Sa în această vreme de mare necaz. Așa cum observați, se pare că pandemia care am crezut că se termină, nu se termină, poate chiar pentru unele zone deja a început din nou. În toate acestea, spune și noi ca și psalmistul, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El și în viitor. Și pentru că noi credem lucrul acesta și vrem să mulțumim Domnului, aș vrea să ne unim împreună cu poetul Traian Dors și să citim aceste versuri de cântare. Tu mi-ai fost, Iisuse, toată bucuria mea, niciodată, niciodată n-am să pot uita. Tu mi-ai dat, Iisuse, într-una tot ce a fost mai bun. Totdeauna, totdeauna nu încetez să o spun. Toate lungile-mi suspine le-ai schimbat în cânt. Ori la cine, ori la cine am să spun cât sunt. Din durerile profunde fericit m-ai scos. Ori și unde, ori și unde am să-ți cânt voios. Tu ești dulcea aurora sufletului meu. Tuturora, tuturora am să spun mereu. Doamne, pentru bucuria și iubirea Ta, veșnicia, veșnicia, toate-ți voi cânta. Amin. Dragilor, suntem chemați de partea conducerii bisericii ca în următoarea săptămână să avem iarăși o zi de post. Vă rog în numele Domnului, haideți să ne unim în această zi de post și în mod special ne rugăm fiecare pentru propria noastră familie. Așa că vă alegeți voi care să fie ziua aceea, în săptămâna aceasta între 5 și 12 iulie, dar rugați-vă ca Domnul să binecuvinteze casa noastră și doresc ca Dumnezeu să vă ajute să o faceți cu toată inima, simțind că avem nevoie de Dumnezeu. Niciodată parcă nu am știut că avem atât nevoie de Dumnezeu ca acum. Dumnezeu să ne ajute să fim conștienți de lucrul acesta și să aducem o jertfă din toată inima. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta pentru cei care trec prin necazuri, prin suferințe. Ne rugăm pentru frații noștri de aici, din Australia, pentru Savu Matei, pentru sora Cristina Aprozeanu, pentru fratele Cornel Tuturaș și pentru sora Ana Velea. Sora Ana Velea este acum la spital pentru ceva investigații, probabil că o să se întoarcă înapoi. Ne rugăm cu puterea lui Dumnezeu să fie la lucru și în situația aceasta. Aș vrea să stăm și să ne rugăm apoi pentru cei din România. Pentru sora Aneta Ciortuz, mama fratului păstor, Domnul s-o vindece acolo în spital unde este. Pentru fratele Petru Nicoară și Gigi Gruia. Pentru sora Irina Buda, Olga Purza, Tincuța Lucaci, Luci Peunescu și Nuții Macovei. Și apoi ne rugăm pentru cei din America, sora micuța Aria Pup, Olivia Rusu și fratele păstor Paul Dan. De asemenea, ne rugăm pentru cei din Republica Moldova, pentru Slavic Sorbală, pentru Lidia Rusu. Mi-a scris ieri iarăși, insistă, rugați-vă, văd că vă rugați pentru mine, vă mulțumesc că vă rugați, continuați să vă rugați ca Dumnezeu cu puterea Lui să lucreze. Și stăm înaintea Domnului și ne vom ruga pentru lucrurile acestea.
Marele nostru Dumnezeu poate face mai mult decât pot face doctorii și mai mult decât pot face medicamentele. De aceea vă rog să stați în picioare și să vă rugați Domnului. Luați în serios această rugăciune. Am auzit de la unul din ginerii mei o procedură foarte bună, și anume, în momentul în care începe rugăciunea, pune video pe pauză și se roagă până termine rugăciunea și apoi pornește din nou. Faceți așa și fiecare se poate ruga cât vrea. Eu nu știu cât vă rugați dumneavoastră. Eu mă rog și apoi eu cred că atunci când am terminat eu de rugat, v-ați rugat și dumneavoastră, dar puteți face și altfel. Opriți și rugați-vă și apoi porniți din nou. Și Domnul să ne asculte rugăciunea. Rugați-vă însă cu toată inima. Stăruim înaintea lui Dumnezeu. Eu vă las lista aici înainte și uitați-vă pe listă și ne rugăm Domnului pentru frații noștri. Mântuitorule, adăpost-mi ești de plin, când furtuna vâjie și când valurile vin, strânge-mă la sânul tău, lângă tine ține-mă. Du-mă neatins în port și păzește-mi sufletul. Du-mă neatins în port și păzește-mi sufletul. O crotire alta n-am, fără tine sunt pierdut. Nu vreau singur să mă lași, numai tu ești ale meu scut. Doar în tine mă încred, tu ești ajutorul meu. Strânge-mi mâna să nu cad, strânge-mă la pieptul tău. Strânge-mi mâna să nu cad, strânge-mă la pieptul tău. Aș vrea să vă anunț că ați fost foarte generoși cu sora Tâncuța. De la caseria bisericii avem raportul că s-au adunat 7200 de dolari. Mulțumim tuturor celor care au fost largi la inimă și au dăruit și cu banii aceștia vă veți întâlni în împărăția lui Dumnezeu. Glorie Domnului pentru tot ce ne dă și pentru tot ce ne ajută să facem în numele Lui. În numele bisericii vă mulțumim și noi și Dumnezeu să vă răsplătească fiecăruia. Aș vrea să vă aduc aminte că deocamdată încă situația este așa cum este și donațiile pentru biserică se pot face în contul bisericii care îl aveți aici și
cred că deja vi l-ați notat, și cei care nu puteți să donați, vă pregătiți și la, când puteți ajunge la casa Domnului, aduceți și ce n-ați putut pune când ați fost în acest timp de izolare. Aș vrea să vă spun că în programul bisericii intervine câteva modificări. În primul rând, marți începem la ora 7. Sunt familii care au copii mici și au cerut și cred că e bine să începem de la ora 7. Deci duminică serviciile vor fi de la ora 10 dimineața la 6 după masă, marți de la ora 7, vineri la ora 7, sâmbătă tinerii pe Zoom la ora 7 și începând de marți venim în casa Domnului într-un număr sigur deocamdată de maxim 20 și ne închinăm aici împreună. Ceilalți pot urmări pe internet părtășia noastră de rugăciune. Domnul să fie slăvit în toate acestea. Spuneți și la alții despre site-ul bisericii, poate că multe din lucrurile care se petrec aici pot ajuta și pe alții. Dumnezeu să dea harul și binecuvântarea Lui mai departe. Aș vrea, dragii mei, acum să ne apropiem de textul, de cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta aș vrea să continuăm părtășia noastră la cuvântul Domnului din predica de pe munte și după ce ne-am uitat la ceea ce trebuie să fie un credincios în lăuntru lui și vorba de cele 9 fericiri, ne-am uitat apoi că un creștin adevărat este sarea pământului și lumina lumii, am văzut apoi că un creștin adevărat are respect față de cuvântul Domnului și are respect față de aproapele, când ne-am uitat la porunca să nu ucizi, are respect față de femeie, când ne-am uitat la porunca să nu prea curvești și să nu divorțezi. Astăzi ne uităm la porunca care Domnul Iisus Hristos a dat-o în legătură cu adevărul, respectul care noi trebuie să-l avem pentru adevăr. Așa că vă rog să vă ridicați în picioare și să citim din cuvântul Domnului, din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 33 la 37. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale? Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie a lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marului Împărat, să nu juri pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru, felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Aș vrea acum să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm Domnului. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceste cuvinte. Vreau să vă spun că lecția aceasta, dragilor, care o începem în seara aceasta și o vom continua dacă va voi Domnul duminică dimineața, este foarte importantă pentru viața unui creștin. Chiar foarte, foarte important. Este esența vieții unui creștin. Așa că haideți să stăm înaintea Domnului să rugăm, Doamne, vorbește-ne, Doamne, cercetează-ne. Ceea ce ai vrut să spui atunci la ucenici, spune-ne și nouă în seara aceasta. Și cu această dorință vom sta înaintea Domnului și ne vom ruga. Crist pentru cei ce lânecezesc, cuvântul tău e rouă.
E stropul nostru dumnezeiesc, nu ni-l închide nouă. Din mândrinori să lași pe flori ca toate roditoare, să crească în belșugare. Cuvântul tău e bici de foc, un fulger sparge stâncă. El arde-n inimă pe loc o stricăciune adâncă. Să lași mereu cuvântul tău, păcatul să-l stârpească, să-l arde ca pioiască. Cuvântul tău este pe mări, pe rătăciți deșteaptă, și din întinse depărtări spre Domnul îi îndreaptă. O stea ce ne vingi să nu te stingi, pătrune de până la mine și ia-mă în cer la tine. Amin? Deci, dragii mei, așa cum am spus, în seara aceasta ne uităm la aceste mare, mare adevăr care Domnul Iisus Hristos vrea să-L scrie în sufletul nostru prin Evanghelie, și anume că noi trebuie să avem un respect deosebit față de adevăr. Versetele care le-am citit nu se găsesc exact așa ca un citat în Vechiul Testament, ci Domnul Iisus face un rezumat din mai multe citate. Eu am ales câteva aici, le voi citi împreună cu voi. Vă rog să fiți foarte, foarte atenți la ele, pentru că din aceste citate reiese foarte multă învățătură despre jurământ. Eu n-am să insist în seara aceasta pe acest lucru. Uitați-vă, vă rog, însă în cuvântul Domnului, ce spune cuvântul Domnului despre jurământ în Vechiul Testament. Și haideți să urmărim împreună câteva versete. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să juri. Observați, în aceeași carte de două ori se repete cam același verset. Apoi, în capitolul 10, la versetul 20 din Deuteronom, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să juri. Și apoi Psalmul 63 cu 11 spune: dar împăratul se va bucura în Dumnezeu, oricine jură pe El se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor. Isaia 45 cu 23: pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Isaia 65 cu 16: așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. Levitic 19 cu 12: să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Exod 20 sunt cele două porunci, porunca a treia și porunca a noua. Uitați-vă, vă rog, la versetul 7 spune: să nu iai în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cine va lua în deșert numele Lui. Iar porunca nouă, la versetul 16, spune: să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Deci, așa cum am spus, dragilor, sunt versete care, luate împreună, așa, de acolo se poate scoate învățătura care Domnul Iisus Hristos a citat-o despre ce s-a spus în vechime. Acum, haideți, așa cum ne-am obișnuit și la cele porunci, să vedem
Ce ne învață legiuitorul despre această poruncă? Cel care a dat porunca despre jurământ, ce ne învață despre lucrul acesta? Și în primul rând, ne uităm la problema jurământului. Domnul Iisus spune în versetul 34, dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, și apoi toate celelalte versete care reiese că noi nu trebuie să jurăm. Unii au înțeles de aici că un creștin adevărat nu jură, nici la tribunal, nici la armată, nici la cetățenie, nu jură pe numele Domnului sau pe Biblie. Dar, dragilor, din ceea ce am citit din cuvântul Domnului în această seară, ați observat că Domnul Iisus, care este legiuitorul și care el este cuvântul lui Dumnezeu, și toate cele câte le-am citat sunt cuvintele lui Dumnezeu, el practic nu spune să nu juri, dar el spune să ai grijă când juri, să ai grijă când juri. Să nu iai în deșert numele Domnului. Nu în orice situație pomenește un jurământ în numele Domnului. Jurământul acesta trebuie să fie foarte rar și numai în momente solemne, numai în situații deosebite. Ați observat cum spune Domnul Iisus Hristos, să nu iai în deșert numele Domnului. Și cu atât mai mult să nu faci un jurământ care nu-i drept, de care nu te ții. Dacă ai jurat în numele Domnului, trebuie să te ții de jurământul acela sau să spui adevărul atunci când depui acest jurământ. Deci, dragii mei, aș vrea ca Duhul Dumnezeu să ne lumineze în privința aceasta și să înțelegem că un creștin adevărat nu folosește jurământul decât în cazuri excepționale care sunt impuse. În rest, vom reveni acum asupra acestui lucru. Noi trebuie să spunem adevărul și trebuie să ajungem să fim crezuți fără jurământ. Domnul Iisus Hristos n-a rostit jurăminte și totuși, când a fost în fața lui Pilat și a fost întrebat foarte, foarte multe lucruri, el n-a răspuns nimic. La un moment dat însă, când marele preot a spus, te jur în numele lui Dumnezeu să spui, dacă ești o fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a răspuns cu respect, da, sunt. Deci s-a supus acestui jurământ. Găsim deseori în Noul Testament pe Sfântul Apostol Pavel spunând, iau martor pe Dumnezeu. Așa, deci sunt situații când va trebui să folosim un jurământ, adică să pomenim numele Domnului. Dar ce vrea să spune Domnul Iisus Hristos este să nu luăm în deșert numele Domnului și la fiecare vorbă noi ne jurăm. La fiecare vorbă noi spunem ceva așa ca să putem să fim crezuți. Noi trebuie să trăim adevărul. Da, al nostru să fie da și nu să fie nu. Haideți să mergem mai departe. Textul acesta se ocupă și de problema juruințelor. Ați observat ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Și observați ce spune în numărul 30. Când un om va face o juruință Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieșit din gură. Deci copiii Domnului sunt chemați să-și împlinească juruințele care le fac înaintea lui Dumnezeu. În Deuteronomul 23, de la 21 la 23, spune, dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți, adică să nu zăbovești să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat. Dar să păzești și să împlinești ce îți va ieși de pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bună voie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. Deci, dragilor, Dumnezeu spune, nu te grăbi să faci o juruință, dar dacă ai făcut o juruință, ai avut îndemnul lăuntric să faci o juruință, atunci să nu zăbovești, să nu pregeți să o împlinești, să cauți să o împlinești, pentru că o juruință neîmplinită este o minciună înaintea lui Dumnezeu.
Apoi, în mod deosebit, versetele acestea se referă la păcatul minciunii. Așa începe Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmbi, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Păcatul minciunii, dragilor, este așa de bine descris în toată Scriptura. Ne vom ocupa de el în aceste zile, în mod deosebit, pentru că, așa cum am făcut afirmația la început, este foarte importantă această învățătură. Noi suntem chemați să trăim în adevăr. Noi suntem fii adevărului și trebuie să trăim în adevăr. Minciuna nu se potrivește nici de cum unui copil al lui Dumnezeu. Minciuna, am spus și cred, eu cred în toată inima, că este cel mai mare păcat. De ce spun eu că este cel mai mare păcat? Pentru că pătura minciunii acopere toate celelalte păcate. Ați auzit acea povestire că acea imaginație a preotului Iosif Trifa, Satana are o pătură, are o ceva cu care te împunge, te îndeamnă, așa? Are o trâmbiță și o tobă. Și îți pune pătura în cap și spune, nu te vede nimeni, nu știe nimeni, nu va cunoaște nimeni, așa, fă, știați, ți-a țință să faci. După ce a făcut asta, dă pătura la o parte, ia toba și trâmbița și trâmbițează tot ce a făcut. Ei, dragilor, pătura aceasta a minciunii, a prefăcătoriei, acopere toate păcatele. De aceea este foarte important să ne uităm la acest păcat și rugați-vă lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să mă cercetez și să mă curățesc de orice minciune. Domnul Iisus Hristos vine și ne spune, nu jurați strâmb, adică nu mințiți, nu mințiți. Și ca să ne spune cât e de grav că noi mințim, spune, da, felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Cine este cel rău? Cel rău este diavolul. Deci, dragilor, tot ce trece peste da, da și nu, nu, vine de la diavolul. Adică tot ce este minciună, de orice fel ar fi ea, vine de la diavolul. În Ioan capitolul 8, versetul 44, Domnul Iisus spune, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, că ce este mincinos și tatăl minciunii. Când fratele Zac Ponen ținea conferință la noi în biserică, a spus, diavolul este tatăl minciunii. Cine e mama? Orice copil are o mamă. Cine e mama? Mama este acel bărbat sau femeie care are o relație intimă cu diavolul. Intră în cârdășie cu diavolul. Intră cu diavolul într-o părtășie, se face un singur duh cu el și rostește minciuni. Să știți că e prea slabă asemănarea asta față de cât e de gravă. De aceea mă rog ca Duhul lui Dumnezeu cu puterea lui să convingă că orice minciune este o relație intimă cu diavolul. Ai trecut de partea diavolului. Ne vom uita data viitoare așa la faptul că Dumnezeu este adevăr pe când diavolul este minciună. Când ai spus minciună, ai spus diavol. Când ai spus adevăr, ai spus Dumnezeu. Așa că foarte important este de știut. Voi aveți de tată pe diavolul. Vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș. Nu stă în adevăr. Deci din grădina Edenului a mințit și a mințit pe tot timpul, pe toate parcursul istoriei. A mințit. Și pe foarte mulți oameni i-a dus la pierzare. El este mincinos și tatăl minciunii. Minciuna, dragilor, distruge caracterul omului. Minciuna face dintr-un om neom.
Nicio bază nu pui pe un om care minte. N-ai nicio încredere în el, nu te unești cu el, nu poți să lucrezi cu el, nu poți să ai o părtășie cu el. Minciuna distruge caracterul omului. Și vom mai reveni asupra acestui lucru atunci când vom vorbi despre faptul că noi trebuie să creștem în caracter asemănător cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute, însă să înțelegem că minciuna distruge caracterul omului, dacă distruge caracterul omului, distruge familia, dacă distruge familia, distruge societatea. Și mai rău este atunci când minciuna distruge și biserica. Și sunt foarte multe, foarte multe biserici care au fost distruse datorită minciunii. Și când spun minciună, o să ne vedem în continuare, așa că minciuna este și prefăcătoria și fățărnicia. Și dacă nu mai este viață în unii oameni, este pentru că trăiesc în minciună. Apoi, soarta mincinoșilor. Domnul Iisus ne spune care e soarta mincinoșilor. În Apocalipsa 20:10 spune și diavolul, care înșela, a fost aruncat în iazul de foc și pucioase, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Domnul Iisus în Evanghelie spune că iadul a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Ei, uitați-vă, în focul veșnic vor fi fiara și fiara este anticristul, prorocul mincinos este duhul lui anticrist și diavolul, care este șeful. Deci, treimea asta demonică își va avea locul în iad pentru toată veșnicia și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Dar, uitați-vă, vă rog, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, de orice fel, toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Același lucru spune tot acolo în Apocalipsa, zice, cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună, locul lor este în iad. Deci Domnul Iisus insistă să ne spună cât e de grav păcatul acesta al minciunii. Haideți apoi în al doilea rând să ne uităm la diversitatea manifestării acestui păcat. În primul rând este minciuna prin cuvinte. Și avem exemplu lui Anania și Safira. Când au fost întrebați, cu atât ați vândut moșioara? Da, cu atât. A căzut jos și a murit. A venit Safira, a fost întrebată, a spus, cu atât am vândut-o. A căzut jos și a murit. Minciuna prin cuvinte. Deci atunci când fără rușine, când cu obrăznicie, rostim cuvinte care de fapt sunt cuvinte mincinoase. Cred că nu trebuie să insist asupra acestui lucru, că fiecare dintre voi știți și din ce ați învățat, știți și din experiență personală. Minciuna în cuvinte. Doamne, ai milă de noi. Apoi, minciuna prin a spune o jumătate de adevăr. Și avem aici un exemplu, prorocul din Betel. Știți că s-a dus un proroc la Betel să vorbească împotriva altarului. Și când a prorocit împotriva altarului, altarul s-a despicat, a căzut cenușa de pe el și l-a chemat împăratul care a strigat, prindeți-l! Și când a strigat, prindeți-l, a întins mâna ei s-a înțepenit. Și împăratul și-a dat seama că e omul lui Dumnezeu. Și-a spus, roagă-te să-mi pot trage mâna. Și s-a rugat și mâna ei s-a putut să o tragă înapoi. Hai să-ți dau să mănânci, hai să-ți fac cinste. Și-a spus, nu, Domnul mi-a spus, nu mănânci și nu bei în locul acela. Și-a plecat. Printre cei care au fost la acea ocazie, au fost niște feciori a unui proroc. Repede au fuzit și au spus la tatăl lor ce s-a întâmplat cu altarul. Și tatăl a spus, și unde-i? Pe ce drum a plecat? A pus șaua pe măgar și s-a dus și l-a ajuns. Când l-a găsit, uitați-vă ce îi spune. Și eu sunt un proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Și apoi textul spune, îl mințea.
Câte minciuni au fost aici? Jumătate. Din ceea ce a spus, jumătate a fost minciună. Că a fost proroc, a fost adevăr. Să și eu sunt un proroc ca și tine. Numai partea cealaltă n-a mai fost adevăr. Și, dragilor, Dumnezeu să aibă milă de noi. De atâtea ori, de atâtea ori, așa, am spus jumătăți de adevăr. De multe ori a trebuit să mă pocăiesc de lucrul acesta. În numele Domnului, eu vă rog, cercetați-vă și voi. Și vedeți de câte ori, de câte ori ceea ce am vorbit a fost numai jumătate de adevăr, jumătatea a fost minciună. Să aibă Domnul milă și să ne ierte. Nu-i timpul să zăbovim prea mult, că sunt multe lucruri care se cuprind în acest păcat. Aș vrea să ne uităm la următorul. Minciuna manifestată în prefăcătorie. Ieroboam n-a trăit după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a pedepsit și s-a îmbolnăvit copilul și copilul era pe moarte și și-a trimis nevasta la prorocul Ahia să întrebe ce va fi cu copilul și să ceară mila Domnului, sigur. Dar i-a spus, schimbă-ți hainele, să nu se știe că ești nevasta împăratului. Și ea s-a schimbat și cu haine care nu semănau a fi de împărăteasă, s-a dus la prorocul Ahia. Când a intrat în curte, spune cuvântul, când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis, intră nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Dragilor, cuvântul Domnului este foarte clar, foarte clar. Ori de câte ori căutăm să mințim prin prefăcătorie, așa, e un păcat mare înaintea lui Dumnezeu. Foarte mare păcat. V-am spus, e foarte important cuvântul la care medităm în seara aceasta. Foarte important. Vă rog, luați-l cu toată seriozitatea. Pentru că nimeni care trăiește în minciună nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și totuși e un păcat așa de popular. Fățărnicia, prefecătorie, e așa de răspândită. Doamne, ai milă de noi. Apoi, minciuna manifestată prin tăcere. Ia uitați-vă ce spune textul acesta. Israel a păcătuit, spune Domnul lui Iosua. Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire. Le-au furat și au mințit. Și le-au ascuns printre lucrurile lor. Vreți să vă amintiți istoria lui Acan? Și să vă întrebați, când a mințit Acan? Când a mințit Acan? Scrie în Scriptură la voi, în Iosua 7, că Acan a mințit? Când a mințit Acan? A mințit prin tăcere. A privit, a poftit, a luat și a ascuns. Și a tăcut. Păcatul era în cortul lui, în mijlocul cortului lui și el a tăcut. Și tăcerea lui este minciună. Așa o socotește Dumnezeu. Și pentru faptul acesta știți ce s-a întâmplat cu Acan. Dragilor, să rugăm pe Domnul să ne cerceteze și să ne și ierte pentru toate acele păcate de minciune făcute prin tăcere. Și mă rog ca Duhul Sfânt să vorbească mai mult decât vă pot vorbi eu în seara aceasta. Uitați-vă apoi ce spune psalmistul. Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire fiii oamenilor? Adică tu știi adevărul, dar taci. Și te faci părtaș cu cel care trăiește în păcat sau te faci părtaș cu diavolul, tăcând. Oare tăcând faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire fiii oamenilor? Apoi minciuna prin comportament. În 1 Ioan 1:6 spune, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Adică una vă spun eu dumneavoastră, în seara aceasta, una mărturisesc, una vă fac să credeți, așa, dar în realitate trăirea mea este alta. Înaintea lui Dumnezeu, comportamentul acesta duplicitar, adică într-un fel în fața lui Dumnezeu, altfel în fața oamenilor,
este minciunea. Mințim și nu trăim adevărul. Este minciuna prin comportament. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Adică, tu ai ură în lăuntrul tău. Ai ură în lăuntrul tău și o ascunzi și o ții ascunsă acolo. Acum veți întreba, dar pe ce să fac? Să mă duc și să mă răzbunde că am ură? Să-mi arăt ura care o am? Nu. Să te pocăiești de ură. Să te pocăiești. Să te curățești de ură. Să nu ții ura ascunsă. Dacă ura o ții ascunsă în lăuntrul tău, tu ești un mincinos înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze în privința aceasta. Apoi, minciuna în slujire pentru Dumnezeu. Și avem aici prietenii lui Iov ca exemplu. S-au dus să vorbească pentru lui Iov. Și l-au ocărât și i-au spus tot felul de lucruri așa care au avut pretenția că ei le spun din partea lui Dumnezeu. Și Iov îndrăznește să spună, vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Dragilor, de multe ori, așa, ne grăbim și noi să vorbim ce ne-a vorbit Dumnezeu. Spunem ce n-a spus Dumnezeu. Ne uităm la ochii oamenilor și căutăm să le dăm încredințări deșarte, care de fapt nu acestea ar trebui să le dăm. Numai ca să, cumva să le spunem ceva frumos, le spunem ceva bun. O, Doamne, ajută-ne să fim foarte atenți în slujirea noastră. În slujirea noastră pentru Dumnezeu să nu spunem minciuni. Și când de fapt mă gândesc cu totul la altceva, sau una predic și alta trăiesc, minciuna asta folosită în slujire lui Dumnezeu nu-i place. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim și fiecare să gândească așa, dacă nu cumva a fost întinat de acest păcat. Apoi, exagerările, atunci când povestim ceva și exagerăm. Spunem mai mult decât e realitate. Exagerările sunt minciună înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, călcarea cuvântului. Ți-ai dat un cuvânt și l-ai călcat. Este minciună. În Psalmul 15, versetul 4, zice, El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi. Dacă faci un jurământ în paguba lui, El nu-și ia vorba înapoi. A făcut un jurământ și acum o să ai o pagubă de acolo. Nu-ți lua vorba înapoi. Nu-ți lua vorba înapoi. Ține-te de jurământul care l-ai făcut. Vezi? Am auzit despre cineva că s-a dus la un mecanic și mecanicul era credincios. Și omul ăsta s-a dus cu încredere la el și mecanicul i-a spus, te costă $160. Ei, când mecanicul a desfăcut mașina, a găsit pagubă mai mare de $160. A trebuit să pună mult mai mult. Când a venit omul să ia mașina, i-a spus, ceea ce eu am făcut e mult mai scump. E mult mai scump, dar dacă ți-am spus că ți-o fac cu atât, ți-o fac cu atât. Ei, dragilor, asta e mare lucru. E mare lucru dacă ai spus un cuvânt și acum, spunând acest cuvânt, tu o să ai o pagubă. Suferă mai bine paguba decât să-ți scalci cuvântul. Pentru că lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Uitați-vă la un om care a trebuit să-și țină cuvântul, dar cu mare jertfă. E vorba de Iefta. Știți jertfa lui Iefta. El a promis lui Dumnezeu că dacă Dumnezeu îi dă biruință și în lupta aceea cu dușmanii poporului Dumnezeu, el va birui, va aduce Domnului ca jertfă ce va ieși prima dată înainte. Și când se întorcea biruitor acasă, a ieșit fata lui înainte. Uitați-vă ce spune cuvântul. Cum a văzut-o? El și-a rupt hainele și a zis, ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi. Am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Fata însă a fost o fată credincioasă și a spus, tată, nu-ți călca cuvântul, lasă-mă să mă duc să-mi petrec fecioria cu fetele și împlinește-ți cuvântul față de Dumnezeu. Cu jertfă și-a împlinit juruința. Ei, dați-mi voie să vă arăt un caz negativ.
Iosua și Gabaoniță. În Iosua, în capitolul 9, se spune că atunci după ce poporul a început să intre în țară și a început să cucerească cetate după cetate, după ce au cucerit Ierihon, au cucerit cetatea Ai, spaima s-a dus la celelalte popoare și Gabaoniții s-au îmbrăcat în haine rupte, jerpelite, au luat traista cu mălai mucegăit, cu pâine mucegăită și au venit la Iosua și au spus: noi am auzit despre voi, suntem departe, uite, de când am plecat de acasă s-au învechit hainele, de când am plecat de acasă s-a mucegăit pâinea, suntem foarte departe, faceți legământ cu noi. Și Iosua și căpeteniile n-au întrebat pe Domnul și zice așa la versetul 14 din Iosua 9: bărbatul Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață. Mai jos spune: toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor. Toate căpeteniile au zis întregi adunări: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, acum nu mai putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face. Îi vom lăsa cu viață ca să ne aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care li l-am făcut. Și totuși, mai târziu, uitați-vă ce spune cuvântul la 2 Samuel 21 cu 1. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis: din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. Deci dacă Iosua chiar a făcut un legământ și a dat un cuvânt, el și căpeteniile, n-au întrebat pe Domnul și au dat cuvântul, n-a trebuit să-l calce. Pentru că l-au călcat, Dumnezeu i-a pedepsit. Deci, dragilor, este foarte important să ne ținem făgăduințele care le facem înaintea lui Dumnezeu, juruințele despre care am spus la început. Și acum, dragii mei, aș vrea să încheiem părtășia din această seară cu această concluzie. Spunându-vă că dacă vă voi, Domnul, duminică dimineața continuăm să vorbim despre această problemă foarte importantă. Acum haideți să ne uităm în Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Și aș vrea să vă las cu acest verset. Vă rog să vă uitați cu atenție acolo. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Și Dumnezeu să ne ajute cu astfel de lucruri să fim însuflețiți. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului rugăciune. Ne vom ruga cu toții. Tot așa eu mă voi ruga în liniște ca să vă puteți ruga și voi. Dacă Duhul Dumnezeu v-a cercetat în seara aceasta, eu vă rog, nu vă culcați cu minciuna la sân. Nu vă culcați cu minciuna în mijlocul cortului vostru. Nu se știe ce se întâmplă la noapte. Nu se știe ce aduce ziua de mâine. Stați înaintea Domnului și mărturisiți și curățiți-vă și scoateți din inimă și scoateți din casă tot ce-i minciună. Stăm înaintea Lui Dumnezeu și ne rugăm. Și ca să vă puteți ruga toți, eu nu mă voi ruga cu voce tare, dar ne rugăm Lui Dumnezeu. Stăm în picioare și ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, știm că de atâtea ori te-am întristat, știm că de atâtea ori
te-am făcut gelos când ai văzut că am dat mâna cu diavolul într-o situație sau alta. Îți mulțumim că la vremea potrivită, când ți-am mărturisit că ne-a părut rău, ne-a iertat. În seara aceasta te rog pentru toți acei care se smeresc înaintea ta, iartă-i, Doamne, curățește-i, Doamne, sfințește-ne în continuare, Doamne, și trăiește în noi cu adevărat și ajută-ne să fim copiii tăi care trăim adevărul și în vorbă și în fapte și în toată trăirea noastră să se vadă într-adevăr că suntem copiii tăi. Ascultă-ne rugăciunea, cercetează mai departe, Doamne, întreaga frățietate și ai milă de toți după cum știi că e nevoie și în trup și în suflet și numele o să fie înălțat în veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt, Doamne, dă ca să pot fi. Spală-mă-n sângea lui Iisus și atunci m-o-i curăți. Fă-mă sfânt, ascultă-mă. De păcate spală-mă, Iisuse, inima, iată-ți dau, o spală-mă. Auzi suspinul meu, Doamne, ia păcatul meu cel mult, împlinește. Dorință alungă-n tunericul. Fă-mă sfânt, ascultă-mă. De păcate spală-mă, Iisuse, inima, iată-ți dau, o spală-mă. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Doresc ca harul și binecuvântarea să vă fie înmulțite la fiecare după nevoie. Prima întâlnire, duminică dimineața, la ora 10. Numele Domnului să fie slăvit în viața voastră a fiecăruia.